Dragilor, bine v-am regăsit la un nou episod al rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Astăzi, alături de noi, Mădălina Bozeanu, instructor yoga, terapeut somatic. Mădălina organizează retreat-uri și cercuri pentru femei, chiar în perioada 18-21 august, dacă am reținut eu bine, va organiza un retreat, un mini-tabără la Cisnădioara, dacă iarăși am reținut bine, așa, Da. în care Mădălina va face acest retreat pentru femei, pentru doamne și ne va povesti pe parcursul discuției noastre mai multe despre acest lucru. Astăzi vorbim despre compasiune și mai ales despre compasiunea necondiționată, pornind discuția noastră pe marginea cărții Compasiune necondiționată descoperă iubirea și iertarea, eliberând fricile prin cele patru tehnici ale practicii Rain de Tara Brach. O carte, spun eu, extrem de importantă pe acest subiect al compasiunii și mai ales al compasiunii necondiționate, pentru că cu toții muncim mult, suntem supuși mereu unor știri, să spunem, negative sau poate a unor conflicte, chiar și cu persoanele dragi nouă, părinți, copii, prieteni, partenerii de cuplu. Și toate aceste conflicte ne marchează foarte mult și ne este greu cumva să simțim recunoștință față de lucrurile bune din viața noastră și să vedem, cum îmi place mie să spun, partea plină, jumătatea plină a paharului. Autoarea vorbește despre patru piloni fundamentali în această carte, atunci când vorbim despre intersecția sau confluența mindfulness-ului cu neuroștiințele și cu psihologia clinică. Este vorba despre a recunoaște, a accepta, a investiga și a hrăni, adică a avea grijă de noi și a ne simți iubiți. Mădălina, cum ai rezonat cu această carte și iată cu această tehnică Rain? Mă gândesc, deși noi n-am discutat înainte, dar mă gândesc că tot ceea ce spune Tara Brach în această carte îți este foarte familiar. Bună, Sorin, și în primul rând mulțumesc pentru invitație. Cartea a fost, am și aici lângă mine, cu multe notițe. A fost o confirmare a ceea ce fac de câțiva ani deja în lucru cu mine, în lucru cu corpul și în lucru cu femeile, despre iubire de sine și despre acceptare, în primul rând. Mi-a plăcut partea de structură foarte clară a unor pași pe care poate mulți dintre noi care suntem deja familiari cu meditația sau cu introspecția, poate deja îi facem cei primi doi pași pe care ai spus și tu, cu recunoașterea și acceptarea ceea ce este în interiorul nostru, dar și mai mult și mai valoroși mi se par următorii doi pași, care sunt despre a investiga și despre a hrăni ceea ce regăsim în interior. Și am apreciat foarte mult cartea, că nu rămâne într-un spațiu mental unde al imaginației, să zicem, sau al introspecției doar pur cognitive, ci însăși autoarea spune foarte clar că investigarea este o trezire a conștiinței somatice. Mi-am luat și niște notițe pentru că mi-a plăcut foarte mult, cum spune, conștiință somatică. Și vestea bună e că toți avem această conștiință somatică, chiar dacă nu știm despre ea sau e prima dată când auzim despre ea. Pentru că fiecare experiență prin care trecem este receptată prin toate simțurile de corpul nostru, receptată și magazinată ca niște amprente, putem să le spunem marcări somatici. Și într-un fel se simte când suntem pe malumării, de exemplu, fizic, la nivel de senzații, și doar când ne ducem cu mintea acolo, într-un fel se simte când suntem pe vârful unui munte. Evident, pentru că mediul este diferit. Dar nu e doar asta. Într-un fel se simte când, nu știu, ne întâlnim cu un vecin în lift. Într-un fel se simte când vine cineva drag acasă la noi.
Pentru că markerii ăștia somatici sunt treziți de orice experiență avem. Și cumva mi-am tradus în modul ăsta tehnica pe care o propune Tara drept o reîntoarcere la ceea ce se simte bine pentru noi, la resursele noastre de stare de calm, de pace interioară și de acceptare. Pentru că tot ceea ce respingem, la nivel de senzații, la nivel de emoții, nu face decât să se reîntoarcă și mai puternic. Și să vrea să fie văzut și mai mult. Cu cât pare că putem să ignorăm, cu atât mai mult acele părți din noi vor cere atenție. Și vreau să fac așa o scurtă paranteză, că ai menționat despre feminitate și cercuri de feminitate și despre femei în general. Și aici este o temă care e recurentă în întâlnirile pe care le organizez. Să zicem o problematică comună pe care noi toate femeile le avem și eu am avut-o și reapare și mie, aceea de a nu ne simți destul de bune sau a nu ne accepta din anumite puncte de vedere, a ne simți rușinate de diverse lucruri, de la aspect fizic până la cine știe ce din istoricul nostru sau din statutul nostru. Și, din păcate, multe dintre cauza acestei lipse de acceptare este foarte mult hrănită de ce se întâmplă în societate, însă există mult spațiu de vindecare. Și ce le spun întotdeauna femeilor la fiecare cer de feminitate e că feminitatea este atât de variată și diversă, ea nu este reprezentată de un singur mod de a fi, un singur arhetip, cum e, de exemplu, arhetipul seducătoare. Credem că feminină înseamnă să port fuste și să am părul lung și să, nu știu, vorbesc într-un fel anume. Nu, feminitatea înseamnă și arhetipul mamei și arhetipul magicienei și arhetipul amazoanei. Și nu sunt cu mai puțin feminină dacă eu mă simt o amazoană pe interior sau dacă energia mea feminină ține de energia maternă mai mult. Și e un proces de autocunoaștere și de acceptare în care ne reîmprietenim cu părți din noi pe care poate nu le-am avut în atenție, pe care nu le-am hrănit cu înțelegere și grijă. Mi-am notat aici, Tara spune despre mindfulness și despre heartfulness și ar putea foarte ușor să zică și despre bodyfulness, dacă ar fi să inventăm un termen nou. Tare mult, și aici poate mă repet, dar tare mult mi-a plăcut această reîntoarcere constantă la ce se simte în interior și cum pot face să stau cu acele senzații ușor neplăcute, poate. În carte sunt mai multe meditații ghidate pentru tot felul de situații și stări și îmi place și împărțirea asta cu tehnica Rain aplicată pentru mine, dar și pentru relațiile cu ceilalți. Evident, din spectrul de, să spunem, filozofie budistă, loving kindness meditation, care începe întotdeauna de la sine și apoi se extinde către restul lumii. Și aș vrea să intru puțin în detaliu, în tehnică și să avem primul pas de a recunoaște și să vin aici cu o mențiune pe care mereu o punctez când vine vorba să lucrăm cu propriul corp. Primul pas e recunoașterea senzațiilor din interior sau a emoțiilor prezente în corp. Sunt multe persoane care poate nu reușesc să
recunoască, să identifice că se întâmplă ceva în interiorul lor când se gândesc la o situație stresantă sau când sunt într-o situație dificilă. Și asta e complet normal. Și aș vrea să normalizăm asta, în ideea în care dacă toată viața mea am fost în zona de sus, de la gât în sus, am funcționat de la gât în sus, va fi dificil dintr-o dată așa să cobor de la gât în jos și să privesc, să observ, să accept, să hrănesc ceea ce îmi trimite corpul ca mesaje. Deci să nu ne, nu știu, criticăm, să nu ne înjosim pentru faptul că nu ne este poate din prima tehnică propusă de autoare sau simplu fapt de a identifica senzațiile din corp. Ține de un exercițiu pe care, poate mai repede decât credem, îl putem dobândi și chiar să obținem un rafinament al observării senzațiilor interioare și a numirii emoțiilor noastre. Un alt motiv pentru care e posibil să ne fie dificil să identificăm, să recunoaștem ce este în interior, e că ceea ce e în interior poate să fie copleșitor, poate să fie foarte mult deodată. Și autoarea menționează asta, dacă e foarte mult deodată și pare că nu suntem în siguranță să ne uităm în interior, e bine să o luăm încet, foarte încet. Și ne va fi mult mai bine. E un principiu ăsta din terapia somatică, titrare se numește, de a lua lucrurile pas cu pas, așa, a face un 1%, un 3%, a nu merge în 80%, 100% din prima, pentru că, de fapt, sistemul nostru nervos nu va colabora cu noi, ci va intra într-un fight-flight, în sistemul de fugă sau luptă, de activare, și acolo nu, oricât ne-am dorit să găsim pacea acolo. Da, de deja altfel, cablările sunt de altfel, cred că este și periculos, așa cum faci, de exemplu, o meditație și la început trebuie să fie ghidată ca să știi ce să faci și cum să meditezi. Cred că la fel este cum îi mai spun eu, această oglindă în care noi ne oglindim, ne ilustrăm. Să faci totul dintr-o dată și pe modul repede să aflu niște lucruri e foarte periculos, pentru că nu știi peste ce dai acolo, nu știi peste ce demon interior dai, da? Tu, până la urmă, fiind bine intenționat și dorindu-ți să-ți găsești, până la urmă, pacea și, cum spuneai tu, pacea și echilibru. Doar că, într-adevăr, lucrurile se fac încet, pas cu pas. Da, exact. E foarte important și în absolut orice practică, fie că e meditație, nu știu, și inclusiv în psihoterapie. E sănătos să le luăm încet, pas cu pas, și să înțelegem că procesul ăsta de vindecare are nevoie de timp, pentru că de asta se numește proces și nu, știu, pilula magică care să totul să vindece deodată. Și aș mai menționa ceva legat de acest prim pas de recunoaștere, că e absolut normal să recunoaștem prima dată ceea ce nu se simte bine, ceea ce e inconfortabil. Autoarea zice că e un soi de bias negativ, respectiv noi suntem de fapt programați ca sistem de supraviețuire să identificăm ce nu funcționează, să reținem criticele versus laudele, să identificăm pericolele, chiar și în situațiile care par foarte care par benefice. Așa că nu e nevoie să ne învinovățim că atunci când facem această, să zicem, scanare, body scanning sau introspecție, o să apară mai întâi ceea ce doare sau e inconfortabil. Însă, e valoros și aici e ceva ce va adaug eu asta, e valoros să ne antrenăm mușchiul plăcerii, mușchiul care răspunde la întrebarea, mușchiul în ghilimele,
care răspunde la întrebarea ce se simte bine acum în corp. E un mod, e o întrebare foarte valoroasă, chiar și atunci când, nu știu, trecem prin dureri cronice sau, nu știu, suntem bolnavi, e o perioadă dificilă. Ceva sigur vom găsi care să se simtă și bine, chiar dacă e vorba doar despre, nu știu, buricele degetelor sau doar o mână, nu știu, tălpile, ceva foarte mic. E important să creăm aceste noi conexiuni și în modul ăsta neuroplasticitatea ne ajută să ne simțim mai bine în siguranță și să creăm spațiu de altfel de conexiuni în care recunoașterea asta a merge în interior nu va mai fi așa de dificilă, știind că putem găsi și ceva bun acolo. Crezi că, apropo de și de recunoaștere, dar mai ales de partea a treia, de investigare, crezi că e util ca să manifestăm compasiunea, în primul rând, față de noi înșine? Da, pentru că mă gândesc că dacă manifestăm compasiune față de noi înșine și iubire față de noi înșine, putem să facem același lucru și cu ceilalți. Nu pot să iubesc pe cineva dacă să fie o iubire autentică dacă nu mă iubesc pe mine. Nu pot să manifest compasiune și empatie față de cineva dacă nu manifest compasiune și empatie față de mine. Da, categoric. Sunt de acord cu tine, Sorin. Nu putem să oferim ceva adevărat autentic și pur în esență, dacă nu l-am experimentat noi mai întâi și noi pentru noi. Altfel, putem să iubim pe cineva foarte tare, dar să fie o relație de codependență sau să fie o relație care nu e benefică din anumite puncte de vedere. Și cred că deloc întâmplător, dar a ales să dedice un capitol foarte lung autocompasiunii și tehnicii aplicate asupra propriei persoane. Și revenind la feminitate și relația femeilor cu energia lor feminină, multă vindecare în a mă înțelege mai bine cu alte femei, că asta pare să fie o problemă pentru unele dintre noi, este să mă accept pe mine și să mă accept mie vulnerabilitățile mele de femeie și să mă accept mie neajunsurile sau defectele, umbrele. Și odată ce accept la mine, atunci o să văd în altă lumină poate același lucru la o altă femeie și o să-mi fie mai ușor să intru în interacțiune din compasiune, din inimă, și nu din judecată, nu dintr-o zonă de transă, cum spune Tara Brach, într-o zonă de separare și completă, de foarte multă judecată. Și dacă mergem și către partea a treia a cărții, compasiunea către ceilalți, mi-a plăcut că a scris foarte mult despre iertare. Și iertarea celorlalți este un subiect foarte amplu și că a punctat treaba asta de, mi-a plăcut formularea, iertare prematură, respectiv iertarea pe care nu o credem noi cu adevărat. O doar iertăm așa pentru că sună bine și apare peste tot în spiritualitate că trebuie să iertăm și însă e nevoie să începem de la noi și să ne uităm la partea care a fost rănită de către persoana respectivă și cum noi putem să-i oferim acelei părți, acelor stări, să le hrănim, să le conținem, să le susținem. Pentru că orice emoție neplăcută, orice durere, are nevoie de spațiu să fie conținută. Nu vrea să fie ștearsă, împinsă la o parte, să fie, nu știu, eradicată și nici tehnica asta nu vorbește despre doar să fim simplu zen, doar emoții bune și asta e tot. Ci, de fapt, să conținem tot ceea ce este.
Și odată ce pot să stau eu cu lucrurile alea ale mele și stau, pot să stau și ani întregi. Că spațiul, procesul de iertare poate să dureze mult, nu e doar o meditație odată și gata. Apoi pot începe să fac următorii pași și chiar să interacționez altfel cu cealaltă persoană. Și pentru că vorbeai despre iertare, iertarea este un proces până la urmă. Nu pot să spun l-am iertat sau am iertat-o. Și de fapt în mintea mea, eu spun, pe gură iese, da, l-am iertat sau am iertat-o, dar de fapt în sufletul sau în mintea mea este cu totul altceva. Știi că mai este și celebra zicală, îl iert, dar n-am să uit niciodată. Sau o iert, dar Exact, n-am da. Să uit niciodată. Bun, păi dacă nu uiți, înseamnă că nu ai iertat, da? Pentru că exact. Doar la modul declarativ o faci și spui iert. Dar nu e același lucru și cu ceea ce se întâmplă în interiorul tău. Pentru că suntem la final și mai avem foarte puțin timp. Aș vrea să te întreb, cui ai recomanda această carte? Aș recomanda oricărei persoane care trece prin stări de anxietate, oricărei persoane care vrea să se uite către sine cu mai multă blândețe în interior, oricărei persoane care e la începutul unei noi relații cu propriul corp, și femei și bărbați, evident, o carte benefică oricui și pentru mine a fost o lectură care m-a uns așa pe suflet. M-am bucurat că am ales această carte. Și bineînțeles, mă gândesc și cursantelor tale de la cercurile și retreat-urile pe care le Evident! Organizezi. Evident, da, da. Evident. E o carte foarte valoroasă, directă. Îmi place că vine și cu părți din știință, din neuroștiință și în același timp împletită cu ideea asta de a ne uita la, în inima noastră, la sinele nostru superior și aduce mai multă blândețe în viața noastră. Da, uite, aș adăuga și asta. Dacă simțim că avem nevoie de mai multă blândețe în viața noastră, e o carte foarte bună. Dragii noștri, am vorbit despre compasiune necondiționată, descoperă iubirea și iertarea eliberând fricile prin cele patru tehnici ale practicii RAIN de Tara Brach, o carte pe care vi-o recomandăm cu mare drag și Mădălina vi-o recomandă. A fost alături de noi Mădălina Bozeanu, instructor yoga, terapeut somatic. Cum vă spuneam la începutul materialului nostru, Mădălina organizează și retreat-uri și cercuri pentru femei 18-21 august la Cisnădioara, o mini-tabără, unde bineînțeles că se va discuta și despre compasiune. Dragii noștri, vă mulțumim că ați fost alături de noi, mulțumim și Mădălinei și ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci aveți o zi binecuvântată și lectură plăcută. La revedere, numai bine!